Duminica a fost o zi neagră pentru democrația din județul Mehedinți. Dintr-un total de aproximativ 97.000 de voturi, 24.600 de cetățeni au votat pe liste suplimentare. Turismul electoral a fost la cel mai ridicat nivel din perioada post-decembristă. Întâmplări ciudate petrecute în ziua de 6 decembrie în Mehedinți. Numărul alegătorilor pe liste speciale a depășit în multe din secțiile din județ numărul votanților de pe listele permanente. Președintele PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, condamnă aceste metehne și le mulțumește mehedințenilor pentru faptul că au rezistat presiunilor și au votat în număr covârșitor de mare Partidul Social Democrat. Partidul Național Liberal în județul Mehedinți a făcut turism electoral. Nu degeaba domnul ministru Virgil Popescu este și ministru la turism. A exersat ceea ce trebuie să facă pentru turism în județul Mehedinți și a început cu turismul electoral. Din acești 24.600 de alegători, cel puțin 22.000 de persoane au fost obligate să meargă să voteze în alte localități. Au fost luate în cea mai mare parte din municipiul Drobeta, Turnu Severin, dar și din majoritatea localităților județului nostru, la presiunea directorului direcției silvice Sorin Nicolicioiu, pentru că toți pădurarii au fost obligați să-și facă listă cu 10, 15, 20 de oameni pe care să-i mute dintr-o localitate în alta și să le controleze votul. Același lucru au făcut și alții directori ai PNL-ului, inspectorul școlar general, directorul de la Hidroelectrica, alți directori la regii autonome la nivel național, și din păcate au fost ajutați și de poliție, din punctul meu de vedere, și multe alte astfel de deconcentrate. Cu toate acestea, colegii mei, consilieri locali, județeni și primari, nu au cedat, în cea mai mare parte, au dus lupta până la capăt și am câștigat chiar și în acele localități în care liberalii au dus să voteze pe lista suplimentară un număr mai mare decât numărul persoanelor din localitatea respectivă care au votat pe lista permanentă. Ce dovedește asta? Că oamenii, deși au fost amenințați și mulți dintre ei au și primit bani pentru a merge să voteze pentru PNL, nu au ascultat pentru că n-au mai dorit ca PNL-ul să rămână la guvernare și au votat împotriva PNL-ului și au votat cu PSD-ul. Așa se explică victoriile noastre în multe din localitățile în care numărul votanților pe listele suplimentare a depășit numărul votanților pe listele permanente. În multe din comunele din Mehedinți, localnicii erau stupefiați de numărul uriaș al celor care au venit să voteze în comuna lor, spunând că nici în zilele localității nu erau atât de mulți oameni.